Dragilor, bine ați venit la prima emisiune oficială Sebeș TV. Am onoarea și bucuria să vă invit și sunt emoționat. Nu știu de unde să încep prezentările. Ioan Meghea, Ioan Camla, Camla și tata. Exact. Această emisiune se va numi Generații și vreau să invit în această emisiune reprezentanți diverselor generații din Sebeș și las la latitudinea lor să-și aleagă epoca care le-a plăcut cel mai mult, să-și aleagă o decadă. Așa că vă rog să vă alegeți decada care v-a marcat cel mai mult pe voi sau care v-a plăcut, să spun așa. Pe mine m-a marcat cel mai mult anii 60. Momentul căsătoriei, când mi-am dat seama că cea mai frumoasă parte a vieții s-a dus de râpă. Trebuie să alegi totuși 10 ani. Hai să ne încadrăm. Dacă e vorba să vorbim despre copilărie, e cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre. Pentru că n-am cunoscut o altă copilărie. A fost singura copilărie pe care am cunoscut-o și prietenii pe care i-am avut au jucat un rol enorm de mare. Era o ierarhie. Primul care punea mâna pe o carte de 15 lei sau cu tare, cu început și sfârșit, cartea de 15 lei era ca 100 de lei. Nu trebuia să o dai înapoi tot pe aia. Alta, dar să aibă început și sfârșit. Și primul era Viorelie. De la el o lua Nelu Meghea. De la Nelu Meghea o lua Pisi. De la Pisi o lua Loații. De la Loații o lua Nelu Lupșe. De la Nelu Lupșe o lua Cioco și... Eu de pe, din capul străzii eram ultimul. Adevărată mafie. Dar fii atent, aveai teză, dar dimineața trebuia să dai cartea. Și mi-au văzut cărțile pe bufet acolo, așa un teanc de 15 lei. Te exmatricula dacă te prindea cu o carte. Și ce se confiscă. Maica mi-a început să plângă când a venit acasă. Mă plecăm acasă și eu viu mai târziu și mă uit prin gaură, prin gard la Cioco, să-l fluier, să... Și când mă uit, pantalonii și bluza erau pe sârmă să scurgea apa de pe o sări pentru timbre. Bă. Iată rezolvarea. Și s-au schimbat stâlpii de telegraf ăia de lemn și numai, nu știu dacă și tu ai fost, dar eu veneam din oraș și pe lac, în față, pe clos, ca așa zicea noi, clos la Buștean, stătea Viorelie porcul. În spatele lui Pisi, Lupșe, tot, o grămadă. Și când au ajuns în mijlocul lacului, ăsta s-a săltat, Viorel și-a răsucit Bușteanu și toți cu craci în sus, în apă și treburi de ale, de-aia și zicea porcul ăsta, știi? Da. Dar a fost o copilărie extraordinar de faină. Tocmai asta vreau să spun și eu, trăind în Germania, la Hamburg, bineînțeles că am prietenii mei acolo și discutăm despre una și alta și majoritatea dintre ei nu-și pot imagina oare cum a fost, cum ați trăit voi în comunism. Prin ce chestii am trecut, am avut și noi chef să ne lăsăm părul puțin mai lung, puțin mai lung, ceea ce era interzis, că se încadra în chestii decadente, capitaliste și nu știu ce. Acum nu vreau să o întind prea mult în vorba așa, însă țin minte că ne-o prins și cu un aparat de la de tăia părul ne-o tras o dungă până aici și până te duceai tu la frizer, plăteai banii și te chelea cu totul. Însă au existat și prieteni care în alianță cu tine s-au chelit și ei. Da, am prins și perioade în care era interzisă muzica străină la radio și la televiziune și... George Zbârcea, un mare muzicolog, mare în ghilimele, zice, iar acum veți asculta melodia Please, Please Me, interpretată de Beatles și formația sa. Vedeai să, habar, bă, erau în afară de sub, și apoi noi râdeam, îți dai seama. Da, așa cum îmi aduc aminte cândva, asta mă refer la noi doi, că tu erai cu câțiva ani mai în vârstă ca noi și fiind așa entuziasmați de Beatles și așa, știu că ne doream, și acum când văd cizme din alea mă uit, Beatles aveau niște cizme cu niște chestii de gumă aici jos.
Și apoi nu mai știu cine ne-a făcut un fel de bluză din molton. Mama ta. Mama a făcut, da, să da, nu mai țin minte. Niște bluze din molton și toți și patru... Și cu un apsibil. Cu un apsibil. De atât din exact. Germania, primi, da. Și pantalonii ne-au făcut taică-zolul Mircea Morar. Și apoi eram cei mai fericiți umblând pe corzo, cum era acolo. Și cămașe albă, bluza, exact cum umblau vițele, și aici șnur negru. Ai de mine. Dar nu știu, nu l-am purtat prea mult. Și apoi au apărut numele Beatleșilor, John Lennon, Ringo Stalin, o grămadă de astea. Cum ar fi fost să participați la un concert în vremea respectivă? Ai să, de mine. Să fii văzut. Păi, eram la Giorgio. Și am auzit, bă, Twist and Shout de Beatles, știi? Undeva. Ți-a auzat tare? Tare. Bă, nu se poate. Și am fugit pe scări și când acolo erau patru bețe cu patru peruci, mișcau așa și cânta Twist and Shout de Beatles. Tu îți dai seama, bă. Da, și ăla a fost un curaj mare cine a pus. Deci vorbesc serios, a făcut da, treaba da, asta? Da, 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 wow. Da. Dragul meu, în perioada, și cu asta închei, în perioada comuniștilor, doar acasă la Loații, la tatăl tău, puteam să ascult adevărata muzică. În general, Beatles sau Rolling Stones. El mă chema și îmi spunea, vino repede, a apărut o melodie a Beatlesilor. Vino să o ascultăm. Mergeam, stăteam cu capul în așa și ascultam. Au trecut foarte mulți ani, mi-am pierdut foarte mulți ani din viață fără să-l văd pe Joe Cocker, Led Zeppelin. N-a meritat. Da, totuși, dacă crezi că s-a făcut o reparație, nu prea, că atunci când noi eram înnebuniți după ei, erau tineri și viguroși și ne-au trimis babalui și bătrâni să ne cânte. Ăsta este adevăr. Știi ce spunea Paller, maestru Paller, cândva? Spunea o frază care m-a umplut de încântare, și anume, mă lovesc de amintiri ca de un zid. Bă, fratele meu, este extraordinar. Așa este. Toată viața mea m-am lovit de amintiri ca de un zid. La Sebeș vin din Cluj cu o plăcere, nu pot să vă spun, și veneam cu o plăcere fantastică aici, pentru că tot ce s-a întâmplat cu mine de când m-am născut și până astăzi, o mare parte din aceste întâmplări s-au petrecut în Sebeș. Decada asta despre care am vorbit a fost o decadă foarte, foarte complexă și e foarte dificil să prinzi toate nuanțele și toate aspectele pe care le-a oferit această perioadă. Eu propun o chestie. Noi trei și Dorin și toți care suntem din Sebeș și tu, hai să scriem o carte de amintiri din copilărie, da, și cu idei mature, înțelegi? Okay. Și să are ieși o carte extraordinară. Facem? Fiecare cu generația lui, da, cu, da, 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 cu da. Întâmplările. Da, și da, da. Și ca fundal rămâne Sebeșul. We'll be right back.